găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Nici frigul aprig și nici zăpada căzută în weekend nu i-au oprit pe cei aproximativ 500 de brașoveni să protesteze duminică seara împotriva corupției. Avertizare de la Agenția Națională de Meteorologie. Există risc însemnat de producere de avalanșe în munții Făgăraș la peste 1800 de metri. Pârtia, drumul roșu, a fost deschisă și în partea inferioară a masivului Postăvarul, anunță reprezentanții primăriei. Nici frigul aprig și nici zăpada căzută în weekend nu i-au oprit pe cei aproximativ 500 de brașoveni să protesteze duminică seara împotriva corupției. De sărbători fără infractori este noul slogan al protestelor de la Brașov. În Piața Sfatului, manifestanții au ținut și un moment de reculegere în memoria regelui Mihai și au desfășurat deja tradiționalul tricolor uriaș strigând: "Nu se mai poate fără anticipate." Și brașovenii s-au alăturat miilor de persoane din mai multe orașe ale țării care au manifestat împotriva modificărilor legilor justiției și a coaliției de guvernare, cel mai mare număr de demonstranți fiind înregistrat în Timișoara, Cluj și Sibiu. La Brașov, aproximativ 350 de persoane, potrivit forțelor de ordine, au protestat duminică pentru a șasea săptămână consecutiv în fața prefecturii și în Piața Sfatului împotriva proiectelor de modificare a legilor justiției. Începând cu ora 18, manifestanții s-au adunat în fața prefecturii din Brașov, locul de întâlnire pentru protestele organizate până acum. Manifestanții au scandat lozinci împotriva guvernului și a coaliției PSD-ALDE. Au fluturat steaguri tricolore, au fluierat din vuvuzele și au scandat: "Vrem justiție, nu corupție, anticipate ori de sărbători fără infractori." Demonstranții au spus că sunt nemulțumiți de graba cu care se votează legile justiției, de faptul că nu există dezbateri în Parlament, cerând ca justiția să fie independentă, fără implicare politică de niciun fel. După o oră și jumătate, protestatarii au plecat în marș spre Piața Sfatului, pe Strada Republicii. Numărul acestora a crescut și a ajuns la aproape 500. Aici au continuat să scandeze lozinci împotriva guvernului și a coaliției aflată la guvernare. Au desfășurat un steag tricolor lung de 12 metri și lat de 8 metri, cu care vin la fiecare protest și care a fost confecționat în timpul manifestațiilor din primăvara acestui an din donațiile făcute de participanții la acțiunile de protest. În jurul orei 20 și 30 de minute, protestul s-a încheiat fără incidente. Avertizare de la Agenția Națională de Meteorologie. Există risc însemnat de producere de avalanșe în munții Făgăraș la peste 1800 de metri. Amatorii de drumeții sunt sfătuiți să evite în aceste zile traseele montane și să se intereseze din timp la centrul Infotrafic de starea șoselelor dacă sunt nevoiți să plece la drum. La Bulealac, stratul de zăpadă depășește un metru. Meteorologii avertizează că este risc însemnat de avalanșă la peste 1800 de metri în munții Făgăraș, inclusiv zona turistică Bulealac, unde în următoarele zile riscul declanșării avalanșelor de topire din cauza încălzirii va fi mare, de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5, potrivit buletinului nivometeorologic remis duminică. Sub 1800 de metri altitudine în masivul Făgăraș, riscul este moderat, de gradul 2. Stratul de zăpadă măsoară 115 cm în zona turistică Bâlealac, aflată la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș, și a crescut cu aproape 20 de cm duminică. Accesul la Bâlealac se face doar cu telecabina și numai atunci când condițiile meteo sunt bune. Turiștii pot ajunge cu mașina doar până la Bâlea Cascadă, de unde DN7C, Transfăgărășan, este închis circulației, nefiind dezăpezit, pentru că aici riscul de avalanșe și căderi de pietre în perioada iernii este foarte mare. Transfăgărășanul va fi închis circulației până la Bâlealac până în 30 iunie 2018, potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române. Maestatea sa, regele Mihai I al României, va rămâne veșnic la Brașov. Portretul ultimului rege al României este zugrăvit alături de cel al mamei sale, Elena, pe un perete al Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei, Catedrala Voievodală a Brașovului. Fresca pictată de Costin Petrescu în anul 1946 a fost ascunsă sub un strat de var în perioada comunistă. Un destin tragicomic a avut-o însă o altă frescă ce înfățișează intrarea în Alba Iulia a lui Ferdinand. Reginei Maria, care apare alături de el, i-a fost pictată o barbă, astfel încât să-i facă pe comuniști să creadă că pictura înfățișează doi sfinți militari. Pe vremea comuniștilor, ca să-l poată salva portretul respectiv, i-au pus barbă Mariei și au spus că sunt doi sfinți militari.
și așa s-a salvat portretul. Și acum, de câțiva ani de zile, Maria a fost bărberită. Și avem portretul așa cum era el firesc, făcut de Costin Petrescu. Dacă Ferdinand și Maria au putut fi văzuți și în perioada comunistă, deși deghizați, picturile regelui Mihai I și a mamei sale Elena au fost acoperite. Freșcele pot fi văzute acum pe peretele de nord în interiorul bisericii. În vremea comunismului, deranjând aceste picturi, cel care era atunci la direcția Muzeului Brașov a hotărât să astupe aceste picturi. Ele au fost astupate cu var, ca să nu se mai vadă. După Revoluție, în 1999, doi pictori de la Sibiu au scos la iveală aceste picturi. Tot în biserică, înaintea altarului, unul din cele două scaune pentru ierarhi este închinat regelui. Acesta este scaunul ierarhului, al mitropolitului Ardealului, iar ceea ce vedeți aici este scaunul regelui. În șchei Brașovului însă se mai ascunde o comoară regală. În muzeul primei școli românești, cine îl va vizita, va putea vedea și steagul cu care s-a încoronat regele Ferdinand în anul 1922. Întrebarea firească a oricui, de ce e aici în altă parte? Pentru că cel care a fost egalul lui Ferdinand a fost Pete Popovici, care e mormântat în cimitirul nostru, cel mai frumos mormânt la intrarea în cimitir. Acest Pete Popovici a fost senator de România și a fost egalul lui Ferdinand și când a plecat spre Alba Iulia, a poposit în propria lui casă, unde este securitatea de astăzi, în propria lui casă lui Popovici, 2 săptămâni. Petre Popovici a murit în 1956, dar în vremea comuniștilor, dacă ar fi fost prins cu un astfel de simbol, ar fi fost executat. Așa se face că steagul a fost oferit spre păstrare bisericii, care a găsit o metodă ingenioasă pentru a-l proteja. Au găsit soluția excepțională într-o ladă care se găsește aici la noi, în podul bisericii. Erau băgate cele mai valoroase documente, hrisoavele domnești, o harta Daciei făcută de August Lebonul Laurean, necunoscută. Erau portrete cu voievozi făcute în 1922, exact cu ocazia încoronării lui Ferdinand, și steagul respectiv. Dar între ele erau hârtii murtare, rupte din sac de ciment, cârpe murtare, praful rupt, mizerabil, să nu atragă atenția. Regele Mihai I și regina Ana au vizitat Brașovul de două ori, în anul 1996 și în 2006. De altfel, la sărbătoarea de hram a Bisericii de Sfântul Nicolae, la finalul Sfintei Liturghii oficiată de Înalt Preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, a fost pomenit majestatea sa, regele Mihai I al României. Ofertă la Brașov, bradul de Crăciun direct în casă din pepinieră. Cei care vor un brad la înălțimea dorită și cu coroana deasă și frumos aranjată și îl pot alege din miile de conifere plantate în pepinierele Brașovului. În acest an, Regia Pădurilor Kronstadt pune la dispoziție 150 de astfel de puieți. Din 15 decembrie se vor găsi brazi și în piețele agroalimentare din oraș. În această pepinieră aparținând Regiei Publice a Pădurilor Kronstadt sunt plantați peste 3.000 de puieți. De 2 ani de aici se pot cumpăra pomi de Crăciun, iar pentru ca bradul să fie înalt și cu coronamentul cât mai frumos, este nevoie să îndeplinească mai multe condiții greu de satisfăcut în pădure. Să aibă spațiu. Un puiet care are spațiu în jurul lui și are soare, lumină, se va dezvolta mult mai frumos. Pe când cei care sunt puși unul lângă altul, în care practic ei se luptă pentru lumină, pentru spațiu și solul. Contează iar foarte mult. Cât ai solul mai bun, mai fertil, cu atât ei se dezvoltă mult mai bine. Aceștia sunt picea punges. Ca și vârstă este aceeași. Creșterea diferă în funcție de fiecare arbore în parte. Cei semnați, după cum vedeți, urmează a fi extrași. Ca și înălțim diferă. Cât timp le ia ca să crească la mărimea aceasta? 10 ani, în jur de 10 ani. Ca să crească, uitați, la înălțimea asta, unii sunt mai înalți, diferă.
Cei care vor să-și aleagă singur bradul trebuie mai întâi să îl achite la sediul regiei de pe strada Panselelor din Brașov. Apoi sunt îndrumați către pepinieră, unde trebuie să prezinte bonul fiscal pentru a pleca acasă cu bradul dorit. În total, practic 700 de brazi, 150 vor fi direct aleși de către oameni de aici, primul venit, primul servit pe acest principiu. Ideea este să se vină totuși în apropierea Crăciunului, pentru că fiind molid argintiu, acele pot cădea mai repede decât la brad și este păcat. În rest ar avea miros deosebit în casă. Mai tem de pe culoare de înaltă tensiune, cu care vom ieși direct în piață. Brașovenii vor putea de asemenea să își achiziționeze un brad și din piețele din oraș. Pomii de Crăciun vor fi scoși la vânzare în locurile special amenajate din 15 decembrie. Tortul de ciocolată a ajuns ieri și la copii, de care Asociația Rază de Speranță are grijă. Ei au primit jucării, rechizite necesare desfășurării activităților educaționale și daruri dulci de la Zâna Adriana, Mix TV și sponsorii emisiunii Tortul de Ciocolată. Micuții cu tulburări din spectrul autist și părinții lor au fost extrem de fericiți, iar Zâna, însoțită acum de Crăciunițe, a promis că va ține mereu aproape. Am organizat pentru copiii de la centrul de aici, de la Rază de Speranță, împreună cu Mix TV, emisiunea Tortul de Ciocolată și Eliana Mol, acțiunea Dar de Crăciun. Și vreau să vă zic, chiar stăteam și mă gândeam, că parcă cumva, Doamne, a ținut cu noi, pentru că exact astăzi a început să și vină. Deci, de sărbători ne bucurăm foarte mult când avem și ninsoare și parcă, Doamne, cumva a trimis special ninsoarea pentru noi, pentru această acțiune. De zile suntem alături de Rază de Speranță, am fost alături la fiecare victorie și iată cât de frumos au crescut împreună cu noi. Nu puteam lipsi astăzi când tortul de ciocolată a venit să aducă bucurie în preajma sărbătorilor acestor copii minunați, părinților lor și celor care se ocupă de acești copii. Sunt foarte bucuroasă și sunt foarte fericită pentru acest eveniment. Este o frumoasă zi de duminică, avem prieteni alături de noi, avem multe cadouri alături de noi. Sunt foarte încântată de generozitatea și disponibilitatea acestei campanii. Mulțumim foarte mult Zâna Adriana și Onelia Pescalu și Mix TV. Sunt foarte fericită că sunt alături de dumneavoastră și că le-am putut face o bucurie celor mici și că sunt foarte încântați și foarte fericiți de acțiunea noastră. A fost ok, a fost foarte bine, foarte frumos, o rază de speranță. Pârtia Drumul Roșu a fost deschisă și în partea inferioară a masivului Postăvaru, anunță reprezentanții primăriei. Datorită ninsorii din ultimele zile, dar și a înzăpezirii artificiale, pârtia Drumul Roșu este acum practicabilă în întregime, astfel că turiștii pot schia până în Poiana Brașov. În continuare, se schiază în condiții excelente în zona superioară a masivului Postăvarul, pe pârtiile Canțel Solinar, deschisă până la lac cu intrare în Drumul Roșu, pârtia Lupului, deschisă până la stația inferioară a telescaunului Ruia. Stratul de zăpadă pe pârtie este de 40-50 de centimetri. Luni au fost funcționale telegondola și telescaunul Ruia. În această dimineață, la ora 9:30 de minute, temperatura era de plus 2 grade Celsius în masivul Postăvarul, după ce azi noapte temperatura a coborât până la minus 13 grade Celsius. Prognoza meteo prevede pentru următoarea perioadă o încălzire a vremii. Pentru date actualizate permanent referitoare la starea pârtiilor, puteți consulta informațiile de pe portalul primăriei starepârtiibrasovcity.ro acasă, cu precizarea că în cazul în care nu sunt modificări, data nu se actualizează.
Noul mers al trenurilor 2017-2018 a intrat în vigoare începând din weekend și va fi valabil până la data de 8 decembrie 2018, informează CFR Călători. Totodată, trenurile zăpezii circulă din 11 decembrie către destinații montane, Valea Prahovei, Vatra Dornei, Piatra Neamț și Petroșani, stațiunile Straja și Parâng. În zilele de weekend, biletele pentru călătorile de pe Valea Prahovei, pe rută între Sinaia, Brașov și retur, pot fi achiziționate cu reduceri între 31 și 56%. În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2018, de luni până joi, biletele valabile la trenurile zăpezii vor avea prețuri reduse cu 25%, procent care se aplică la tariful de transport pentru adulți și copil, tichetul de rezervare a locului plătindu-se integral. La trenurile IR-1633 și IR-1632 București-Nord-Brașov și retur, care vor circula permanent, timpii de mers sunt mai mici cu aproximativ 20 de minute față de mersul de tren actual, durata de parcurs fiind de 2 ore și 25 de minute, precizează Compania Națională de Transport Feroviar de Călători. Broșura Mersul trenurilor de călător 2017-2018 va putea fi achiziționată din principalele gări și agenții CFR din București și din țară la prețul de 15 lei. Deoarece conținutul poate fi actualizat, călătorii trebuie să solicite informații cu privire la mersul trenurilor de la stațiile și agențiile CFR sau să acceseze site-ul cfrcălători.ro. Zilnic se vor afla în circulație între 1200 și 1300 de trenuri, în funcție de perioada din an, mai anunță compania. Am putea să ne bucurăm de încă o zi liberă. Vinerea Mare ar putea deveni sărbătoare legală nelucrătoare. Proiectul de lege a fost depus în Parlament la Senat. Inițiatorii precizează că Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui. Parlamentarii semnatari ai proiectului afirmă în propunerea legislativă că Vinerea Mare este una dintre cele trei zile de sărbătoare religioasă creștină numită Triduum Sacrum, din care face parte Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare. După credința creștină, în această zi a avut loc moartea lui Isus. Vinerea Mare în Europa este zi legală de sărbătoare în 16 țări din cele 28 ale Uniunii Europene. Crăciunul se apropie și dincolo de bucuria cadourilor, magia sărbătorilor de iarnă nu este pe deplin împlinită fără zăpadă. După ce au făcut primele estimări, meteorologii vin cu vești bune, pentru că de această dată, față de anii precedenți, în perioada Crăciunului sunt așteptate și ninsorile. Acestea vor veni în a doua parte a lunii decembrie. Meteorologii ne dau vești bune. Conform prognozei pentru perioada Crăciunului, sunt așteptate ninsori în a doua parte a lunii decembrie. Din 17 decembrie avem șanse să ne bucurăm de zăpadă în Transilvania, Moldova și în interiorul Arcului Carpatic. Ninsorile se vor extinde apoi și în Oltenia și Muntenia. Din 17 decembrie va veni un val sub limita de ger în Transilvania, Moldova și chiar în Maramureș. Temperaturile vor crește cu două zile înainte de anul nou, după care vor scădea la cumpăna dintre ani. Este posibil să începem anul cu un regim de temperaturi mai coborâte sub limita de îngheț. Dacă vă aduceți aminte, în 2012, când a fost acea iarnă grea, care a început în jurul datei de 20 ianuarie, luna de dinainte, adică decembrie, a fost foarte călduroasă. Cam asta este tendința. A spus Elena Mateescu, director executiv la Administrația Națională de Meteorologie. În ianuarie 2018, temperatura medie lunară va avea valori sub media climatologică, local în nordul și centrul țării. Media multianuală pentru această perioadă este de -2 grade Celsius. Potrivit prognozei, sunt așteptate temperaturi mai scăzute în Maramureș și Transilvania, -6, respectiv -4 grade Celsius în medie, și mai ridicate în sud, în jurul valorii de 0 grade Celsius. Meteorologii spun însă că temperaturile ar putea scădea sub -30 de grade Celsius în timpul nopții, în luna ianuarie. De asemenea, valori foarte scăzute ar putea fi și în decembrie. Olimpia CSU Brașov s-a impus duminică seara pe teren propriu în fața celor de la SCM Timișoara. Scor 73-71 într-o partidă contând pentru etapa a noua a Ligii Naționale de Basket Feminin. Iar Corona Wolves a pierdut în weekend ambele partide disputate împotriva primelor două clasate în Erste Liga. Detalii imediat la sport. Olimpia CSU Brașov s-a impus duminică seară pe teren propriu în fața celor de la SCM Timișoara, scor 73-71,
într-o partidă contând pentru etapa a noua a Ligii Naționale de Basket Feminin. Meciul a fost intens și cu multe schimbări de lider, dar gazdele au gestionat mai bine finalul partidei. Dintre elevele lui Dan Calancea, Pesovic a fost principala marcatoare cu 24 de puncte. S-au mai remarcat Duret și Hanford cu 18, respectiv 16 puncte reușite. În urma acestei partide, Olimpia CSU Brașov a urcat pe locul 4 în clasament, acumulând 12 puncte din 4 victorii și 4 înfrângeri în turul acestui sezon. În următoarea etapă, prima din retur, Olimpia CSU va primi vizita celor de la Universitatea Icim Arad într-un meci care se va disputa la sfârșitul acestei săptămâni. Corona Wolves a disputat două jocuri în acest weekend în fața primelor două echipe clasate în Erste Liga, ambele meciuri fiind pierdute de Lupi. Vineri, elevii lui Martin Lacroix au pierdut la limită, scor 2-1, în fața celor de la MAC Budapesta, locul al doilea în competiție. Sâmbătă, în fața celor de la DVTK Jeges Medvec, Lupii au fost învinși cu 3-0. Astfel, acum, după 23 de partide, Corona Wolves ocupă locul al șaptelea în Erste Liga cu 27 de puncte. Pentru Lupi urmează două meciuri în Ungaria, cu Feyenoord Tonok și Ute, următorul meci pe gheața patinoarului olimpic din Brașov, urmând a avea loc la finalul acestei luni. La știrile mixte este acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme senină. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 2 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 13 grade Celsius și cerul va fi în mare parte senin. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine să cânte și să ne încânte Aldo Blaga, sunt Donelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!